E bine, dragii mei, dragi tovarăși de cale, continuăm și astăzi periplul nostru autoterapeutic în interiorul corpului nostru, vorbindu-vă astăzi despre cum să avem grijă de pancreasul nostru. Înainte de a mă imersa în problemele terapeutice, vedeți voi, sper că primele patru emisiuni din proiectul meu, care mi-a venit ad hoc la începutul acestei veri, să nu vă fi dezamăgit în sensul că poate am fost și sunt prea tehnic, prea inginer. Am lăsat-o mai moale cu spiritualitatea, cu conceptele supra-conceptele înalte, cu plimbatul prin norișori, în folosul pragmatismului, căci pe măsură ce trec anii mei de terapeut, tot mai mult mă interesează coborârea spiritualității în planul orizontal, în corpul omenesc, în corpul emoțional, pentru ca astfel să devenim mai sănătoși. Deci iată că vă propun și în următoarele emisiuni un drum, o cale inversă de a coborâ spiritualitatea. Sigur, uneori mă refer la organele noastre ca la organe energetice, de la noțiunea, conceptul de organ energetic, la matrice și la organ spiritual, partea spirituală a organului, nu este decât un pas, căci există suflet și în intestinul gros, există suflet cinficat și cu siguranță există particele de suflet și în pancreas, cum există particele de suflet în fiecare celulă a corpului nostru și avem în jur de 70 de triliarde. Din motive și de dragul pragmatismului și ca să nu deraiez, să bat câmpii cu grație, voi citi destul de mult. De fapt, am făcut-o și în celelalte emisiuni pentru ca să pot să vă explic cu lux de amănunte, astfel încât să rețineți, să vă faceți și notițe, tehnicile de autotratament pe care eu vi le propun. Să nu uit, un țel, așa ca un fel de misiune personală care tot îmi dă ghes tot mai mult, este să îi învăț pe alții cum să-și facă autotratament, astfel încât să aibă nevoi minime de a apela atât la medici, cât și la terapeuți cum sunt eu. V-am mai spus că acest proiect, cele 12 emisiuni cu cele 12 organe principale și cu metodele de autotratament, vor face rodul unei cărți pe care o dedic vouă, telespectatorilor de la 6 TV, și vom face împreună această lansare la sfârșitul toamnei. Ei bine, începem. Gata, aveți pix hârtie. Pancreasul, principalul combustibil al corpului, este glucoza. Un zahăr simplu care oferă celulelor noastre energia necesară. Glucoza ne menține în viață, fără ea murim. Fiecare organ și sistem, inclusiv sistemul nervos, depinde de glucoză. Procesul digestiei este un miracol în sine, foarte puțin înțeles chiar de către știința medicală. Atunci când mănânc, tubul meu digestiv divide în parte alimentele și extrage glucoza din ele, aceasta ajungând în sânge, direct la celule, însă celulele, atenție, nu pot să absoarbă glucoza de capul lor, ci au nevoie de ajutorul pancreasului. Aici intră rolul esențial al pancreasului. Deci celulele,
Chiar dacă au glucoză, mâncare, papa, din belșug, nu pot, fără pancreas, nu pot să absorbă acest nutrient combustibil esențial. Iată cum funcționează treaba. Pancreasul monitorizează permanent concentrația glucozei din sânge. Pancreasul, când constată o creștere a glucozei în sânge, adică că este combustibil în sistem, în sânge, atunci produce un hormon numit insulină. Insulina, acest hormon, se lipește de membranele celulare, de celule, și le face să se deschidă, să-și deschidă porțile, pentru ca să poată absorbi glucoza. În felul acesta se împușcă doi iepuri deodată. Celulele mele primesc energie și nivelul de dulceață, glucoza este dulceață, în sânge rămâne stabil. Dacă sângele conține mai multă glucoză decât au nevoie celulele, adică asta se întâmplă după o masă excesivă cu multe grăsimi animale și zaharuri, deci și grăsimi animale și zaharuri, voi reveni un pic obsesiv asupra combinației primejdioase, din păcate de multe ori letale, între grăsime și zaharuri. Insulina trimite glucoza în ficat, ca și rezervă. Deci dacă este prea multă grăsime și zahăr în sânge, insulina, acest hormon secretat de pancreas, dirigează glucoza aflată în exces în sânge, prea multă benzină, în ficat. În ficat se depozitează glucoza excedentară sub formă de un compus numit glicogen, care este tot un fel de glucoză. Între mese, când zahărul din sânge scade, cum este firesc, pentru că celulele noastre consumă, trăind, activând, consumă acest combustibil, glucoza, zahărul, e bine, între mese, când în sânge nu mai este atât de mult combustibil ca imediat după o masă bogată, ficatul, rezervorul de energie, eliberează glucoza, o parte, cel puțin din ea, pentru alimentarea celulelor. Pentru ca acest sistem foarte eficient să funcționeze optim, este nevoie evident de un rezervor, un ficat sănătos, de un pancreas care să producă suficient de multă insulină și, nu în ultimul rând, ca celulele noastre să fie disciplinate și să primească glucoza prin acceptarea insulinei ca deschizătoare de porți în membrana celulară. Am încercat să vă explic și să mi-l explic și mie, și pentru mine a fost util, să condensez funcționarea pancreasului, ce se întâmplă cu insulina, ce se întâmplă cu zahărul din sânge, ce se întâmplă cu celulele și ce se întâmplă cu rezervorul și distribuitorul de dulceață, de combustibil, care este ficatul. Cea mai cunoscută boală a pancreasului este diabetul de tip 2. Se înregistrează o creștere continuă alarmantă a diabeticilor, începând, din păcate, cu copiii. Haideți să analizăm puțin care sunt simptomele diabetului de tip 2, pentru ca să ne dăm seama dacă nu cumva suntem predispuși la o fază prediabetică. Încep. Creșterea enormă a glucozei în sânge și eliminarea ei prin urină, deoarece celulele sunt nehrănite, ficatul nu mai stochează rezervele și pancreasul nu produce suficientă insulină, conduc la următoarele simptome.
Hipoglicemia, adică scăderea alarmantă a glucozei în sânge, care scade din oră în oră, se datorează disfuncțiilor ficatului și a glandelor suprarenale. Wow! Deci, atenție, hipoglicemia se datorează disfuncțiilor ficatului și a glandelor suprarenale. 2. Vedere încețoșată. Vederea încețoșată se datorează din cauza, se datorează deshidratării produse prin urinări excesive pentru a elimina excesul de glucoză din sânge. Drept urmare, ochiul este privat de umezeală, de apă. Din această cauză apar problemele de vedere, vedere încetoșată. Foame neobișnuită, care arată că celulele nu primesc glucoză suficientă, fie că nu vor, asta, faptul că celulele nu vor să primească glucoză, adică membrana celulară nu se deschide, se numește rezistență la insulină, fie că nu pot. Nu am insulină care să deschidă, insulină suficientă, care să deschidă porțile membranelor celulare, astfel că încât să, celulele să absoarbă glucoza. Fie că nu au de unde atunci când apare hipoglicemia, carența de glucoză în sânge. Deci, încă o dată, foamea neobișnuită se datorează a trei factori. În primul rând, foamea apare când celulelor le este foame. Celulelor le este foame de glucoză. Celulele nu primesc suficient de mult, papa bun, glucoză, din trei motive. Fie că nu vor, adică manifestă rezistență la insulină și atunci nu se deschid membranele celulare ca să intre glucoza. Fie că nu am destulă insulină și astfel încât ele ar accepta celulele, dar nu este acest hormon, care insulina, care să se lipească de membrana celulară și care să deschidă porțile celulelor pentru primirea dulceții. Fie că nu au de unde, pentru că suntem în hipoglicemie și nu există suficientă glucoză în sânge. Astea sunt cele trei motive. Și apare o foame neobișnuită. Apare o sete neobișnuit de mare, gură uscată, urinări frecvente, deoarece organismul consumă foarte multă apă pentru a elimina glucoza excesivă. Glucoza excesivă în sânge se numește hiperglicemie. Oboseală și iritabilitate cauzată de faptul că nu primești energia necesară, deci celulele nu sunt alimentate cu glucoză. Probleme digestive. Pancreasul nu produce exclusiv insulină, ci și un număr de enzime digestive. Dacă pancreasul este ineficient, enzimele nu sunt suficiente, enzimele digestive, și digestia devine greoaie. Na, hai să vedem acum de ce se îmbolnăvește pancreasul. Datorită glandelor suprarenale, mare atenție, foarte interesant. Acestea fiind uzinele care produc adrenalină, un hormon care îți dă un surplus instant, un booster de energie în cazuri de urgență pentru supraviețuire, cazuri de viață și de moarte. Deci, de ce se îmbolnăvește pancreasul? Datorită glandelor suprarenale. Foarte interesant. Noi, oamenii moderni, din cauza stresului emoțional continuu, operăm ca și când suntem permanent în luptă sau la fugă. Și atunci adrenalina nu mai are timp să fie eliminată prin urină. Adrenalina asta o fi bună, însă este foarte corozivă. Este ca un acid. Și stocată mult timp în organe, tind să le provoace daune majore.
Pancreasul este neted ca o piele a unui bebeluș, pancreasul sănătos. Însă coroziunea produsă de adrenalină, secretată permanent pentru că suntem niște stresați, ca și când am fi urmăriți în permanență de un tigru cu colț sabie, din cauza fricilor și emoțiilor negative, creează eroziuni, erodări, bătături, așa se și prezintă vizual, în pancreas. Colac peste pupăză, atunci când ești stresat, tinzi să-ți liniștești stresul cu ajutorul alimentelor prăjite, bogate în grăsimi, dulciurilor ca, cu zahăr tos, cu zahăr, îl știm, ăla alb, moarte albă, și alcoolului în exces. Atunci când mănânci pe fondul emoțiilor negative și a fricilor, când mănânci sub stare de stres, se produce un cocktail dezastros între insulină, secretată de pancreas, și adrenalina secretată de glandele suprarenale, determinându-ți corpul acest cocktail, acest amestec, celulele să asocieze insulina cu teama, frica, stresul care însoțește informațional adrenalina. De asemenea, o masă prea bogată în grăsimi declanșează un semnal de stres ipso facto și atunci suprarenalele, care acționează ca o stație de pompieri, trimite adrenalina ca să stimuleze digestia grăsimilor pentru a consuma grăsimea în exces și pentru a te proteja. O altă cauză a îmbolnăvirii pancreasului este atunci când pancreasul, obosit și stresat, nu mai produce anumiți inhibitori care să-l apere de coroziunea propriilor enzime digestive. Noi știm că enzimele digestive sunt acizi, sunt foarte corozivi, pentru că ei trebuie să digere mâncarea. Aceste enzime digestive, puiuții pancreasului produși de pancreas, în lipsa inhibitorilor, protecției, blocajelor pe care pancreasul nu le mai creează pentru că este obosit și stresat, acționează ca și cum pancreasul ar fi un aliment care trebuiește digerat. Atunci când ficatul devine prea solicitat din cauza grăsimilor în exces pe care trebuie să le dizolve, sau slăbit de medicamente și alcool, nu mai reușește să depoziteze și să elibereze corect glucoza. Asta se întâmplă și dacă durata între mese devine prea mare. Atunci glandele suprarenale forțează ficatul să funcționeze cu adrenalină, care deteriorează pancreasul și care creează o rezistență la insulină celulelor. Înțelegeți cum se creează rezistența la insulină? Mâncăm când suntem stresați și celulele primesc un cocktail, în loc să primească doar insulină care să le deschidă pentru absorpția de glucoză, primește și adrenalină. Adrenalina informațional vine totdeauna cu stres, cu frică, cu luptă sau fugi. Și atunci celulele, când le miroasa insulină, se închid pentru că au senzația că sunt în primejdie. Din cauza faptului că mâncăm atunci când suntem stresați. Concepția actuală este că faci diabet dacă mănânci mult zahăr. Toți am fost educați așa. În realitate, zahărul singur nu creează probleme, ci combinația de zahăr cu grăsime, mai ales grăsimea. Dacă ai mânca fructe toată ziua, nu ai face diabet. Oricât de multe fructe ai mânca. Adevărata problemă sunt grăsimile, dragii mei. Cea mai mare presiune asupra ficatului și pancreasului este exercitat nu de zahăr, ci de grăsimi. O dietă bogată în grăsimi animale silește pancreasul să muncească ore suplimentare ca să producă enzimele necesare descompunerii grăsimilor. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură,
Cauza primară, esențială, pentru care noi mâncăm prea mult. Repet, cauza primară, esențială, pentru care noi mâncăm prea mult, este pierderea dulceții iubirii. Deci cuvântul trigger, cheia la bolile de pancreas, este pierderea dulceții iubirii. Intrăm acum în latura spirituală a problemei. Sufletul nu poate fără iubire. Dacă ne închidem, nu mai dăruim și nu mai primim iubire, sângele va fi saturat de dulceața zaharurilor, a glucozei, pentru a compensa lipsa dulceții iubirii. De ce sângele? Pentru că sângele conține 35-40% din substanța noesică, adică din suflet, restul fiind răspândit în triliardele de celule care ne formează corpul. Dacă, din motive de respingere, despărțire, deces al unei persoane dragi, trădare în dragoste, mă închid în ego-ul meu, nu mă mai iubesc pe mine însumi, nu mai iubesc și nu mai primesc iubire, pentru că nu e așa, iubire egal suferință. Dacă mă autopedepsesc și refuz să-mi creez momente de bucurie sau mici cadouri, deoarece am impresia că nu le merit. Sau altă cauză spirituală. Nu mai am capacitatea de a exprima și integra iubirea în interiorul meu și capacitatea de a gestiona sentimentele contrare iubirii, care este furia. Deci opusul iubirii este furia. Sau o proastă funcționare a pancreasului poate apărea din cauza luptei pentru moștenire, de exemplu. Vedeți, eu, cum v-am obișnuit, dau tot ce se poate. Dumneavoastră vă rog să fiți atenți, să vă identificați care sunt breșele emoționale, pentru că atunci când conștientizăm și acceptăm, așa, upsii, asta e a mea, uneori nici nu trebuie să ne batem capul să ne schimbăm fundamental, doar să ne prindem, să acceptăm, să conștientizăm cu smerenie care este blocajul meu energetic, unde m-am oprit. Uneori se întâmplă minunea că să fie suficient acest lucru pentru începerea procesului de refacere a organului respectiv. Deci o proastă funcționare a pancreasului poate apărea din cauza luptei pentru moștenire. Bani egal energie. Egal dulceață. Cu un membru al familiei pe care l-am iubit înainte să apară situația. Întotdeauna în conflict apare și conceptul de iubire. Sau consider că există în viața mea o situație odioasă, oribilă sau imorală, care este de nedigerat, pancreas, digestie, și atunci devin furios, revoltat. Ultima până la pauză, mi-am pierdut bucuria de a trăi. Mă simt demotivat și mi-este frică de eșec, deci prefer să nu fac nimic. Și acum pauză, dragii mei, și revenim foarte repede. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el, până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privința, da, cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult, somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser, l-așez cu partea pe care scrie torser,
către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și... Știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, de când am torserul, n-am mai fost la urgență niciodată. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip. Un torser este un bun la casa omului. Să mergem în continuare în periplul nostru prin balamucul emoțional care ne poate afecta pancreasul. Trăiesc multă furie față de viață, deoarece nu mai îmi oferă plăceri dulci. Din cauza emoțiilor prost gestionate, mă simt neputincios și nu mai pot să-mi ofer eu însumi dulceața vieții. Cauza pancreatitei. Tot ce se termină cu ită egal furia. Îmi este teamă de ceva sau de cineva și fără să-mi dau seama ajung să dezvolt o adevărată paranoia. O altă cauză. Vedeți? Teamă. Îmi este teamă. Glandele suprarenale în permanent secret adrenalină și revin obsesiv adrenalină plus insulină nu egal love. Egal îmbolnăvirea pancreasului. Am impresia că sunt nevoit să fac față unor adversari sau adversități de talie mare. Sunt gata de luptă împotriva voinței mele, luptă, adrenalină, dar am nevoie tot timpul de multă energie pentru a fi tot timpul pregătit fizic. Și atunci stochez în sânge mai multă glucoză. Ca să fiu pregătit de luptă. Am un sentiment de neputință față de prezent. Nu am energie să merg mai departe și atunci stochez zahăr în sânge. Depozitez. Acestea sunt toate cauzele spirituale sau, mă rog, emoționale care ne pot afecta pancreasul. Abordarea autotratamentului. Intrăm acum în partea de meserie. Iată că ajungem încet, încet la concluzia că totul este legat holistic. Pentru refacerea pancreasului trebuie să o pornim cu ficatul și cu glandele suprarenale. Da. Deci dacă pancreasul este bolnav, ne ocupăm întâi de ficat și de glande suprarenale. Din punct de vedere emoțional, fraza ar suna cam așa. Am pierdut dulceața iubirii și sunt furios. Totul mă enervează și trăiesc stări extreme. Vreau să gust din dulceața vieții și pentru că mi este frică să o fac singur, am nevoie de situații relaționale tensionate cu multă adrenalină. Iată cuvintele cheie trigger. Dulceața iubirii, furie, frică, singurătate, adrenalină. Repet, este important. Pierderea dulceții iubirii îmi produce furie, îmi este frică, trăiesc singur, asta mă enervează și îmi produce adrenalină în exces. Bun. Cum v-am obișnuit și m-am auto-obișnuit, primul pas în autoterapie. Fitoterapia și suplimentele alimentare. Alimentele regeneratoare, la propriu ale pancreasului, sunt, ca alimente, afinele sălbatice, spanacul, notați, țelina, germenii, varza creață, zmeura și sparanghelul. Încă o dată, afine
spanac, țelină, germeni, varză, creață, zmeură, sparanghel. Aceste alimente detoxifică ficatul, stabilizează nivelul glucozei, susține pancreasul, reglează glandele suprarenale și stabilizează insulina. Alimentele nocive, care ar trebui să le reducem înspre zero în alimentație, știu, o să mă întrebați, dar noi ce mâncăm? Faceți și voi ce puteți, dragii mei. Alimente nocive, brânzeturi, lapte, smântână, unt, ouă, uleiuri procesate și toate zaharurile cu excepția mierii și a fructelor. Acum, dragii mei, dacă mănânc o bucățică de brânză la 3 zile, o bucățică, nu jumătate de kilogram, da, nu-i niciun bai. Cu condiția să mănânc din belșug afine, spanac, țelină, germeni, varză, creață, zmeură, sparanghel. Hai să vedem plante medicinale și suplimente alimentare. Notați, vă rog, o să citesc mai repede. Acid alfa-lipoic. Acesta stimulează capacitatea ficatului de a stoca și elimina, reda glucoza. Crom. Susține pancreasul și glandele suprarenale și ajută la stabilizarea insulinei în sânge. Ginseng. Îmbunătățește capacitatea de adaptare a organismului, prevenind reacțiile excesive ale glandelor suprarenale în fața stresului, fricii și altor emoții intense. Vitamina C. Știm ce face. Iarba grasă. Întărește pancreasul și producția de enzime digestive. Magneziu. Calmează spasmele digestive și glandele suprarenale stresate. Siliciu, foarte bun pentru secreția de insulină. Spirulina ajută la stabilizarea nivelului de glucoză în sânge și stimulează glandele suprarenale. Celebru și bătrânul B-complex susține sistemul nervos central. Vitamina D3 reduce inflamațiile pancreasului și glandelor suprarenale. Zinc susține pancreasul și glandele suprarenale. Na bun, astea le găsiți la magazinele naturiste, sunt suplimente alimentare, toate provenind din natură. Și acum, iată ceiuțul și tincturuța, ceaiul și tinctura pentru reglarea glicemiei. Ceaiul este un amestec de 9 plante. Afin, dud alb, nuc, teci de fasole, brusture, ienupăr, salvie, 3 frați pătați și rost topască. Tinctura este exclusiv tinctură de afin. Afinata. Veste bună. Găsiți produsele la magazinele naturiste sub denumirea de ceai pentru diabet și tinctură de afin. Deci, uitați-vă pe etichetă, ceai pentru diabet și tinctură de afin. Dar vă rog să verificați că sunt mai multe case de ceaiuri, să aibă toate plantele, cele 9 plante pe care vi le-am propus eu. Ceaiul se prepară infuzat, o linguriță de plante la 250 ml de apă, infuzat 15-20 de minute. În funcție de valoarea glicemiei, modul de administrare este următorul. Dacă aveți glicemia până la 150, o cană pe zi dimineața. Glicemie de la 150 la 200, beți două căni pe zi, dimineața și seara. Una dimineața, una seara. La glicemie peste 250, 3-4 căni pe zi. Tinctura de afin, de fapt, este vorba de mult întregita afinată, băutură națională. Se bea înainte de masă, 2-4 linguri pe zi, separat sau, dacă vă place afinata, cui nu-i place, în amestec cu ceaiul. Deci 2-4 linguri pe zi, înainte de masă sau vă puneți în ceai. Afinat ajută mult și în infecțiile urinare, diaree, colită, enterocolită. Deci afinata este minunată pentru tot sistemul digestiv. În analiza holistică prezentată înainte, am evidențiat legătura strânsă directă între pancreas și ficat. Clinic vorbind, o nenorocire nu vine niciodată singură, adică rare ori se întâmplă ca ficatul să fie sănătos când pancreasul este
bolnav, afectat. Astfel încât este recomandabilă o cură intermitentă pentru afecțiunile hepatice, adică 3 luni ceaiuri și tinctură pentru pancreas, o lună pentru ficat. Ficatul l-am făcut în una dintre emisiunile trecute. Oricum, terapiile se potențiază reciproc și mai acționează și asupra colonului. Din punct de vedere emoțional, oricum există o legătură directă între ficat, pancreas și colon. De altmiteri, colonul este legat afectiv, emoțional, de absolut toate organele. Revin la importanța colonului pentru sănătatea întregului organism. Nu ne iubim colonul suficient pentru că nu este prea spiritual. Nu este cu iubirea, ba da, colonul este foarte cu iubirea. Bun. Autotratamentele emoționale, hai să mergem, gata, am băut ceiuțuri, afinată, și începem după cum v-am obișnuit cu codurile vindecătoare. Cred că este evident că virtutea pancreasului este iubirea, dragostea. Virtuțile însoțitoare acesteia, ale dragostei, sunt compasiunea și generozitatea. Emoțiile negative asociate cu lipsa iubirii sunt neiertarea, furia, resentimente, gelozie, singurătate, meschinărie, depresie, zădărnicie. Acțiunile dăunătoare, egoism, posesivitate, credințele nesănătoase. Sunt de neiubit, eu nu contez, am numai defecte. Bazate pe rușine. Sunt de neiubit. Ba, asta v-am spus-o. Bazate pe apatie. Ce rost are? Nu pot să-i fac să mă iubească. De fapt, nici eu nu iubesc. Bazate pe supărare. Dragostea duce la suferință. Nu mai pot suporta durerea. Doare prea tare să iubești. Bazate pe frică. Mă tem că voi fi respins, respinsă. Mai bine îmi reprim dragostea. Bazate pe lăcomie, pe poftă. Eu aș face orice ca să le câștig aprobarea sau dragostea. Bazate pe mânie. Dacă ei nu mă iubesc, e vina lor. Oricum mă enervează. Când o să știe ce câștigă, atunci o să mă ofere ce vreau. Și în fine, bazate pe mândrie. Nu am nevoie de dragostea lor. Cine sunt ei la urma urmei? Ar trebui să fie recunoscători că le dau atenție și că le ofer din timpul meu. Cine are nevoie de ei? Stresul și amintirile de la nivel celular, non-fizic, legate de dragoste, tind să afecteze întregul sistem endocrin, hormonal. Deci, atunci când facem codurile pentru dragoste, să conștientizăm că lucrăm și pentru hipotalamus, hipofiză, tiroidă, suprarenale, gonade, epifiză. Bun. După cum v-am obișnuit, există 2 coduri pentru fiecare organ. V-am propus să faceți 21 de zile codurile. Da? Am dat explicații de ce. Trecem la treabă. Codul 1. Întâi să vă citesc afirmațiile pozitive posibile. Din aceste afirmații pozitive, vă alegeți una cu care rezonați și pe care o repetați în gând sau cu voce tare atunci când faceți codurile. Mai țineți minte? Sper. Uitați afirmații pozitive propuse. Eu învăț să ofer și să primesc iubire necondiționată. Dumnezeu este iubire și Dumnezeu mă iubește. Corpul meu este o operă de artă. Promit să am grijă de el cu dragoste. Am voie să mă iubesc pe mine însumi. Fac alegeri prin care îmi pot manifesta dragostea față de mine și de ceilalți. Ei bine, alegeți-vă o afirmație propusă de mine sau inventați-vă pe a voastră și începem codul 1. Codul 1 pentru pancreas are 4 poziții. Mărul lui Adam, ambele mâini, 2 minute. Mai țineți minte, ca și când am 2 ouă în mână, degetele
la aproximativ 5 cm de piele, nu ating, pur și simplu stau. În timp ce stau așa 2 minute, repet afirmația. Eu învăț să ofer și să primesc iubire necondiționată. Eu învăț să ofer și să primesc iubire necondiționată. Tot așa. Au trecut aproximativ 2 minute. Trec la poziția a doua a primului cod. Între sprâncene, mâna stângă, tâmple mâna dreaptă. Stau așa tot 2 minute. Și continui să fac afirmația. Poziția următoare, tâmple amândouă mâinile. Se observă, da? Nu ating. Continui să fac afirmația. Am voie să mă iubesc pe mine însă. Am voie să mă iubesc pe mine însumi, mă iubesc pe mine însumi, mă iubesc pe mine însumi, mă iubesc pe mine însumi. 2 minute. Ultima poziție a codului, între sprâncene, amândouă mâinile, continui să fac afirmația. Aceeași afirmație, da? Deci am în total 8 minute primul cod. Fain și frumos. Las cel puțin jumătate de oră să treacă între codul 1 și codul 2. Să vedem codul 2. Are doar 3 poziții, 3 minute pe fiecare poziție. Mărul lui Adam, mâna stângă. Între sprâncene, mâna dreaptă. Fac aceeași afirmație pe care mi-am ales-o. Eu învăț să ofer să primesc iubire necondiționată. Sau Dumnezeu este iubire și Dumnezeu mă iubește. Stau 3 minute. Tâmple amândouă mâinile, tot 3 minute, aceeași afirmație spusă continuu. Chiar dacă nu e adevărat, dragii mei, este o minciună pozitivă, benefică. Am explicat la timpul său cum funcționează codurile. Am avut și o emisiune cu codurile vindecătoare, toate codurile vindecătoare. Vedeți, eu aici am decupat pentru fiecare organ codurile specifice. Ultima poziție a codului 2, maxilar, mâna stângă. Maxilar? Nu, pardon, stânga. Și mărul lui Adam, mâna dreaptă. Și spun. Perfect. Codurile 1 și 2 se execută minim de 2 ori pe zi. Pentru diabet în ultimul hal, pardon, grad, de 5-6 ori pe zi. Sunteți motivați? Timp de 21 de zile. După ce pancreasul funcționează perfect, din nou, se fac preventiv 2 sesiuni pe an, primăvară și toamna. Da? 2 sesiuni de câte 21 de zile. Bine. Chirurgia emoțională a pancreasului. Gata. Începem să lucrăm cu palmele. Prima dată și prima dată activăm palmele. Mai țineți minte. Frecăm palmele 30 de secunde. Asta este metoda cea mai rapidă. Batem de 3 ori din palme, scuturăm pe lângă noi palmele. Dacă vreau să fiu mai power, pun imediat din nou mâinile în gașo și fac câteva respirații abdominale. Mai țineți minte, v-am împuiat capul cu respirația pranică. Pe inspir mă gândesc la ombilicul meu, inspir 5 secunde, îmi umflu burtica. Mă gândesc la ombilic. Apnee 3 secunde aproximativ. Pe apnee îmi mut atenția de la ombilic la palmele mele. Și expir ca și când aș expira prin palmele mele. Când expir, suc burta. Inspir, mă gândesc la ombilic. Expir, mă gândesc la palmele mele.
Fac de 5, 6, 10 ori cât simt nevoia. Palmele sunt activate, oricum simțiți, se încălzesc foarte tare și vă bâzie degetele. Bun, punem palmele activate în zona ombilicului. Pe ombilic încep. Este foarte bine să fiți întinși pe pat, cu ochii închiși. Respirați relaxat, abdominal. Palmele sunt pe ombilic. Așteptați senzația de plutire a corpului sau de scufundare în pat. Vine. Când simt că plutesc sau mă scufund în pat, pun palma dominantă dreapta pe pancreas. Pancreasul este aici. Pancreasul este sub stomac. Este la 10 cm de ombilic înspre stern. Deci, măsurați 10 cm și aici aveți pancreasul. Așteptați 3 minute ca să încălziți zona. Și apoi, fiți atenți, lăsați să vă vină o amintire din trecut, prima care apare când ați simțit că ați pierdut dulceața iubirii. Poate fi din copilărie, o prietenă, un cățel, un bunic, etc. Retrăiți, vă rog, emoțional situația. Nu vă grăbiți, resimțiți, vă rog, dacă puteți, aceeași durere, jale, tristețe, ca și atunci. Când simt că îmi dau lacrimile, încep procesul de drenaj emoțional. Depărtez și apropii cu mișcări constante palma până când merge ușor. La o lungime a brațului și antebrațului. Lăsați mâna să se miște autonom, nu impuneți amplitudinea mișcării. Apoi așezați ambele palme pe pancreas, puneți-o singură dată în gând, pancreasul meu funcționează plin de sănătate și bucurie. Inspirați adânc, apnee 5 secunde și apoi expirați. Respirați normal și rămâneți 10 minute cu palmele pentru energizarea pancreasului. Opțional, zâmbiți pancreasului. Cum să zâmbesc pancreasul? Mă gândesc la pancreas și fac așa. Și acum, o chirurgie, că v-am obișnuit. Chirurgie tibetană. O mai țineți minte, am făcut-o deseori. Activăm palmele, sunt activate. Palma dreaptă pe pancreas și stânga pe coastele din stânga corpului. Ambele direct pe piele. Eu nu pot să-mi dau jos cămașa la emisiune. Atenția este pe palma stângă, așteptând stânga, să apară senzațiile de înțepături în buricile degetelor. Când apar, lăsați palma stângă unde este, pe coaste. Cu mâna dreaptă, cu degetele îndoite ca și când țineți capacul unui borcan, executați cercuri de extrogire după conform acelor ceasornicului, tot mai mici, la o distanță de 4-5 cm de piele, îndepărtați mâna lateral și deschideți degetele ca și când lăsați să cadă. Nu aruncați, nu aruncați. Deci, uitați. Pac, iarăși, poziția degetelor. Și fac așa, nu se specifică cât, faceți de vreo 25 de ori. Bine? De vreo 25 de ori, asta înseamnă că vreo 3-5 minute ar fi bine. După aia trebuie să energizez zona, pentru că eu am scos și acum am scos ce? Energie stagnantă. Și acum trebuie să introduc energie proaspătă. Mai țineți minte? Tapez fără să mă ating, nu mă pocnesc, foarte energic zona, presând aerul cu ambele palme, ca și când vreți să vă loviți, dar nu atingeți pielea. Fac treaba asta timp de 2-3 minuțele. Apoi pun palmele 5 minute. Pentru o energizare suplimentară. Iată, dragilor, cum stă treaba cu pancreasul. Deci, ce am învățat și eu și poate și dumneavoastră? Pancreasul se îmbolnăvește atunci
când ficatul și glandele suprarenale nu funcționează bine. Deci iată unde dai și unde crapă. Iată că totul este legat. Organele sunt legate între ele. Organele funcționează simbiotic. Deci este o mare greșeală să ne gândim la pancreas ca și la un organ de sine stătător care numai secretă insulină și la revedere. Da. Și nu uitați combinația letală între prea multă grăsime, prea mult zahăr tos și între orice fel de mâncare, unde mai pui dacă e grăsime și zahăr, și, luată sub condiții de stres. Pentru că atunci bem un cocktail realmente letal, format din insulină și din adrenalină. Dragii mei, pe marța viitoare, vă mulțumesc pentru că m-ați lăsat să vă învăț cum să readuceți dulceața iubirii în viața dumneavoastră. Namaste! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai sănătoși, mai fericiți, alături de familia dumneavoastră. Bineînțeles că baza, ca de fiecare dată, pentru că respirăm clipă de clipă, bem, avem nevoie de hidratare și mâncăm, cele trei elemente necesare, atât de necesare vieții, ni le dorim mai sănătoase, mai pure, ecologice, între ghilimele. Toată lumea clamează ecologia în zilele noastre, dar de făcut mai puțin și mai ales de înțeles și de făcut pe cele trei nivele: fizic, energetic și informațional. Astăzi, în platou, avem o surpriză excepțională pentru noastră. Alături de prietenul nostru, Victor, s-a alăturat. Bun seara. Pentru că vorbim de info-energetică, cineva care nu mai are nevoie de nicio altă prezentare. Oreste, bine ai venit, Oreste. Mulțumesc, să nu ridicăm orizontul de așteptare atât de sus, că nu mai am rutina emisiunilor zilnice, dar sper să vă fac față. Noi ne agităm foarte tare când suntem tineri și uneori ne scapă câte ceva din vedere. Oamenii mai calmi, mai liniștiți, observă mai bine lucruri. Și ghiciți ce? Cele mai tari invenții din lume sunt cum? Sunt copiate după natură. Prin ce? Prin această observație atentă, hiperatentă, calmă, de jur împrejur. Deci, revenim un pic pe subiect. Ce părere ai de faptul că noi toți, toată lumea știe în ce iad, adică deja se știe, apocalipsa o trăim, alimentar, apă, aer, peste tot lumea se plânge de ceea ce mănâncă, ceea ce respiră, ceea ce bea, consecințele boli, suferințe, la toată lumea e evident că nu te poți nici măcar să te duci să muncești cum trebuie în momentul în care tu ești bolnav. Dacă ai luat vacanță sau concediu, nu te poți bucura îndeajuns pentru că tu trebuie să vizitezi spitalele sau trebuie să bagi în tine pilule. Și atenție, pilule despre care ce? Unde ați întâlnit dumneavoastră? Chiar să ne scrieți, că poate avem scăpările noastre. Luați aceste pilule că o să vă vindecați de cutare. Eu n-am întâlnit. Eu am întâlnit expresia să vă tratați. Să vă tratați. Deci e un fel de abonament. Vă mai faceți un abonament la farmacii, să vă tratați. Deci atenție înseamnă că nu vă vindecați. Nu este mai bine să preîntâmpinăm boala și tot ceea ce aduce ea, aduce slăbiciune, incapacitate de concentrare, lipsă puterii de muncă, lipsa puterii de a te bucura de viață în toată plenitudinea ei și de a te bucura de familie. Iar neavând înțelepciunea necesară ce să faci ca să nu ajungi să te îmbolnăvești, nu te poți îngriji de familie. Doar gândind că banii sunt de ajuns, să muncim, să facem bani și copiii noștri, că ținem la copiii noștri ca la ochii din cap, o să fie mai fericiți, o să le meargă bine, de unde ajungem să-i vedem că sunt bolnavi înaintea noastră, mergem cu ei la spital și în alte probleme mai des decât ne ducem noi înșine.
Era o glumă. Doi tâlhari au sărit în fața unei sărmane băbuțe și au țipat: banii sau viața? La care băbuța a spus: viața, maică, că de bani am nevoie și mai încolo. Oare noi ca români nu ne comportăm deseori anapod? Dar tu ce părere ai, Oreste? Eu cred că noi, în general, ca oameni, ne comportăm anapod, dar asta e natura noastră, e o natură căzută. Dar mi-a plăcut cum ați început și mi-am amintit din perioada în care dădeam și practicii o dimensiune mai adâncă decât teoreticului. Eu cred că să ne prezervăm starea de sănătate unitară, minte, trup, suflet, că aici noi occidentalii le-am cam frânt pe astea, pe dimensiuni. Am uitat rădăcina, zamolse. Și, da, mă rog, nu știu dacă chiar zamolse, că n-a spus nimic. O rădăcină... Avem acces, cel puțin informațional, la observarea și cunoașterea milenară a medicinii tradiționale chineze, de exemplu. Și noi, ca să putem înțelege datul ăsta firescului și naturalului, care nu include boala. Boala e o eroare de program. Noi am fost programați într-o stare perfectă de armonie și de sănătate. Absolut. Cu cine? Cu corpul nostru mai mare, care este natura. Și o ecuație foarte simplă a prezervării stării de sănătate, și mi-am amintit cum ați început voi, eu aș vrea să avem în minte piramida lui Maslow, aia necesităților, dar să-i dăm sensul corect, pentru că și pornind de la ecuație foarte simplă: cât putem rezista fără să mâncăm? 40 de zile. Cât putem să rezistăm fără să bem? Vreo 4 zile. Dar cât putem să rezistăm fără să respirăm? Vreo 4 minute dacă suntem scafandrii profesioniști. Și atunci ar trebui să inversăm cumva piramida necesităților și să-i dăm prioritate acelui aspect și acelui tip de acțiune de când ne naștem până când murim, care se numește respirația. Și atunci noi ar trebui să ne hrănim în logica psihoenergo-informațională, în primul rând și în primul rând cu aer. Exact. Hrana noastră fundamentală, fără de care mai mult de 2 minute jumate, dacă nu suntem scapati profesioniști, nu mai putem supraviețui, este respiratul. Dar acum este foarte important ce respirăm. Pentru că noi, odată cu avansul ăsta tehnologic, care a început de mult, de mii de ani, nu vorbesc de avansul tehnologiilor moderne, ne ducem în istoria popoarelor care au creat civilizații și să vedem că aveau și ei un nivel tehnologic excepțional. Dar asta e paradoxul nostru. Pe măsură ce civilizația și depărtare, civitas înseamnă oraș, oraș înseamnă ziduri, ziduri înseamnă separație față de ceilalți, exact. Și în primul rând separarea față de natură. Și atunci noi, în momentul în care am devenit civilizați, am devenit și bolnavi. Pentru că ne-am frânt comunicarea permanentă cu pământul, cu cerul, cu arborii, cu Încă oamenii. Încă o dată, dacă îmi dai voie să subliniez, foarte, foarte important, cum observăm noi asta? Observăm că generațiile mai în vârstă decât noi îs mai sănătoși, mai zdraveni, mai în putere de muncă, generațiile mai tinere decât noi sunt mai bolnăvicioase. Din ce în ce mai bolnăvi. Deci, da, exact, suntem mai vlăguiți pe măsură ce avansăm în modernitate. Noi ne vlăguim. Dar să revin la chestiunea asta. În momentul în care înțelegem că noi înșine suntem o rotiță într-un mecanism cosmic, și nu numai că suntem o rotiță impersonală, suntem și o sinteză a întregului cosmos în noi, nu? Cum spune și bătrânul chinez, că suntem din pulberea tuturor stelelor cumva zămisliți. Uh-huh. Ceea ce spune și în geneză, nu? Dumnezeu, când ne-a făcut, după care s-a odihnit, El ne-a plămădit din toate celelalte ingrediente a celorlaltor 5 zile până într-a 6-a în care ne-a făcut până noi. Ceea ce înseamnă că noi conținem în noi întreaga creație a lui Dumnezeu, și întreaga creație a lui Dumnezeu este infinită. Deci noi suntem... Până și fizic suntem praf de stele, deci toți atomii din noi... Da. Suntem o energie. O energie manifestată. Că ne manifestăm, doar Dumnezeu e necreat. Noi toți suntem creați. Și arhanghelii sunt creați, și planetele sunt create, omul este creat. Aici aș avea o chestiune. Se spune că a dat scânteie. Da. Adică ceea ce trecem noi așa ca și viață prin trupul ăsta și așa mai departe, da, este o experiență. Uite ce frumos înțelegem și semantica, dacă nu suntem atenți la lucruri derizorii. Dom'le, ce ne-a dat nouă Dumnezeu? Ne-a dat suflare de viață. Suflare, suflet, limba română e o limbă interesantă. Dar suflare, răsuflare, înseamnă respirație.
Exact. Și atunci noi trăim cât putem să inspirăm și să expirăm. Odată când am dat ultima expirație, adică ultima suflare, am ieșit din peisaj. Și atunci, întorcându-mă, fiind preocupat și eu o bună perioadă de timp de ecologia, de propria ecologie, ca să spun așa, am început să mă preocup de misiunea asta pe care o avem fiecare dintre noi, de a păstra mașinăria care ține scânteia asta divină în parametrii de bun simț, în parametrii naturali. Că bun simț înseamnă natural. Un om de bun simț e un om natural, e un om firesc. Toată lumea îți cunoaște preocupările tale spirituale și ceea ce se știe ca și fundament, că nu există spiritualitate în afara bunului simț. Adică să știți că dacă dumneavoastră considerați că nu aveți nu știu ce nivele spirituale și nu puteți să percepe sau să înțelegeți, să știți că odată cu încălcarea bunului simț, deja nu prea putem să mai vorbim de spiritualitate. Evident, iar spiritualitatea disjunsă în mod fraudulos de o purificare a trupului, bun de o simț, bună simțire. Bună simțire, evident, de o liniștire a minții, că în toate treptele inițiatice, că vorbim de la cultura hindusă, trecând prin aia chineză și ajungând la cea ebraică și la astea moderne, Doamne, sunt cel puțin, având și dimensiunea creștină, că noi toți suntem creștini, care le împlinește pe toate celelalte, nu spune Iisus, eu n-am venit să strig legea veche, am venit să o împlinesc. Dar fără o purificare a trupului, fără o liniștire și o limpezire a minții, fără o încălzire a sufletului și dacă suntem creștini și o înduhovnicire a ființei noastre, adică o îndumnezeire a noastră prin chipul și asemănarea pe care am avut-o din tâi și am redobândit-o prin Hristos de 2000 de ani încoace, nu putem vorbi de spiritualitate. De aceea în toate lamaseriile, în toate mănăstirile, că or fie ele ortodoxe, catolice, tibetane, sau, domne, fundamental și principal este să înțelegem că toate astea sunt legate într-o singură ființă, că noi nu avem un trup de sine stătător, o minte care e ruptă de trup și un suflet care e și el pe acolo pierdut din negura istoriei. Și atunci trebuie să le integrăm pe toate. Și atunci dacă tu nu ești curat trupește, bă, nu ești liniștit mental și nu ești încălzit cu dragoste sufletește, nu poți să vorbești despre spiritualitate. Multă lume se gândește că tot demersul ăsta spiritual este să mai agăți ceva pe tine, să mai pui ceva pe tine, că nu ești suficient de bun. Trebuie să mai adaugi ceva, să cine știe ce trebuie să dobândești. În realitate, toată căderea de la Adam și Eva și până acum este o îndepărtare de noi înșine. Când am spus bun simț, bună simțire, oamenii nu mai trăiesc pe nivelele pe care le au de la bunul Dumnezeu. Ei trăiesc în cap. Da. Deci ei totul aici se desfășoară totul. Nu aveau contact, bună simțire, nu aveau contact cu corpul lor, nu puteau să perceapă semnele pe care corpul le dădea și să se echilibreze. Nu puteau să înțeleagă care aliment e bun sau nu, direct prin experimente. Deci l-ai mirosit, l-ai gustat, apa sau care e vie, care e moartă. Trebuie să vină cineva și să-ți explice, trebuie să vină cineva să-ți bage aparatul cu pH, trebuie să vină cineva să-ți bage, pentru că tu nu mai ai, ești rupt, ești în cap, doar aici gândești, supra-soliciți, în partea chineză, se știe, avem 12 meridiane principale, tu în momentul în care tot timpul ești cu ochii pe calculator și folosești... Da, uite, și se mai întâmplă, că vorbim de spiritualitate, se mai întâmplă un paradox omenesc. Majoritatea dintre noi ar vrea să fie supranaturali, să avem puteri supranaturale, adică să fim supranaturali, dar nu poți să fii supranatural dacă nu ești natural. Că trebuie să fii întâi natural ca să poți să devii exact supranatural. Noi, din păcate, omul modern, nu știu de cât timp, de mult timp încoace, el este artificial. Și atunci omul devenind artificial a rupt contactul cu rădăcina. Și atunci ce supranatural să fii tu dacă nici măcar natural nu mai ești? Da. Dar din păcate noi avem un morb. Hai care se numește lăcomie. Să ne întoarcem la o bază. Da. O bază. Foarte bine spus cu lăcomia. O bază. O bază este așa. Cum ne întoarcem la noi înșine? Păi dacă noi înșine ne negăm simțurile, nu suntem atenți la ce mâncăm, la ce bem, la ce respirăm și la calitatea alimentelor, a apei și a aerului. Oamenii când vor să treacă de la o alimentație bazată mult pe carne, care acidifică sângele, care prin orice acidificare
Deci ai șansa ca să ajungi la cele mai grave boli până la tumori și așa mai departe. Nu se spune că viața e alcalină și moartea e acidă? Așa. E, uite, aici e o eroare, pentru că noi avem senzația că oceanele și mările acestei planete au scăpat de lăcomia omenească. Exact. N-au scăpat. Și din păcate, că vorbim de moarte acidă, noi, pe lângă tot tabelul ăla lui Mendeleev pe care îl conținem ca și săruri minerale, vitamine, chestii, proprietățile întregului univers însămânțate în noi înșine, din păcate noi ne încărcăm prin alimentație cu niște metale grele, adică cu otravă. Și atunci aerul e otrăvit, pe tot toate noxele, nu mai vorbim de la orice țeavă de eșapament. Aerul e acidifiat. E acidifiat. Dar uite și carnea asta pe care noi o considerăm sănătoasă, carnea de pește. Mai sănătoasă. Majoritatea e provenită din crescătorii, deci este cu alimentație exact. Artificială. Cu dar hormoni, chiar și peștele vaccin. Oceanic este plin de metale grele. Și atunci și încă, din anii 20-30, când a început așa un avans de gândire spirituală și în tehnologie și în zona asta de științifică, domne, oamenii au înțeles că starea de sănătate vine și prin descărcarea de metalele astea grele. O asemenea tehnologie care reușește să scoată din peștele ăsta tot ceea ce nu avem este... o surpriză pentru tine. Tot ceea ce nu este natural în el, adică tot factorul poluant, nu, Dumnezeu a făcut apele și le-a făcut înaintea noastră, le-a făcut curate. Avem o surpriză pentru tine și anume, toate invențiile pe care omenirea le-a făcut la modul cel mai genial cu putință, au copiat principii din natură. Absolut. Unul dintre cele mai tari principii care purifică apă, aer, alimente de miliarde de ani, de când e planeta asta. De la bun început. Da, tocmai o să le experimentăm. Pentru că mulți... Da. Oreste, tu mi-ai întrebat chiar de câteva ori ce-s cu aparatele acestea. Și eu special nu ți-am povestit multe lucruri despre ele, pentru că am vrut să-ți arăt ce înseamnă această tehnologie. Acest aparat a fost creat în Rusia și reprezintă exact tehnologia care copiază principiul de purificare a naturii. Exact despre ce vorbea Dan, acest singurul, de fapt, principiul prin care natura reușește să purifice aerul și apa, să șteargă toate informațiile greșite. Uite, un efect foarte benefic al desființării Uniunii Sovietice a fost acela că tot ce ținea de secretul militar și exact. De misiunile spațiale exact. Și de zona asta care era exact. Destul de comprimată și capsulată, că era războiul rece și competiția asta, a putut, nu știu dacă toate secretele tehnologiei militare sunt aplicate astăzi și de civil, dar dacă vorbim de satelitul pe care l-avem cu toți în telefon și asta, iar faptul că misiunile spațiale sovietice trimiteau totuși niște oameni în niște condiții, exact. I-a obligat pe oamenii respectivi să înțeleagă principiile de funcționare da, cosmice. Da, și tocmai această tehnologie provine de la Stația Internațională Spațială. Să știi că am citit un interviu cu Dumitru Prunariu, cosmonautul mm-hmm. nostru, românul nostru care a fost în exact. Spațiu, și interesul meu și întrebările pe care ți le-am adresat legate de această tehnologie s-au născut în urma acelui interviu și mi-am dat seama că dacă un om detalia de seriozitatea și de calitatea intelectuală și umană a domnului Dumitru Prunariu a fost interesat și surprins că, iată, bă, orice gospodină poate să aibă aceeași da. Rezonanță cu imitarea cosmosului și a naturii pe care o aveau cosmonautii sovietici până în 89, chiar și Dumitru Prunariu. Da, el chiar a participat, a depus eforturi pentru ca acest aparat să fie adus în România. Într-adevăr, tehnologia aceasta era militară, secretă, adică tehnologia secretă, dar s-a făcut posibil ca să ajungă sub forma acestui aparat care se numește Imunocube în folosul tuturor oamenilor, pentru că și Dumitru Prunariu spunea, tehnologiile secrete, militare, cosmice, ele la un moment dat ajung și pe Pământ spre folosul tuturor. Doamne, și acest aparat avem astăzi. Cum am vorbit până acum, acest aparat, el tocmai asta și face, el purifică aerul, apa și alimente, un singur aparat, pentru că el, încă o dată spun, repetă principiul de purificare a naturii. El produce o descărcare electrică de înaltă frecvență, există o pompă de aer care împinge această reacție și prin intermediul acestui tub sau prin orificiu pătrunde în aer și la nivel molecular
purifică absolut tot aerul, chiar și în locuri greu accesibile, pentru că nava cosmică, ea este de fapt cilindrică, capsulă cilindrică cu pereți drept și există foarte mult spații tehnici în care nu există posibilitatea să se recil cu aer, să fie purificat aerul. Și atunci purificarea poate fi realizată numai pe calea moleculară. Și asta este, acest aparat, acest sistem, în două exemplare, funcționează mai bine de 17 ani în cadrul stației spațiale. E sigur că și aerul e apă. Că noi uităm că apa împrumută toate celelalte elemente. Și atunci, dacă apa poate fi gazoasă, apa poate fi plasmatică, apa poate fi lichidă, apa poate fi solidă, că dacă îngheață e un obiect solid, atunci am înțelege că nu numai noi suntem 80% apă. Apă vie, apă moartă, că nu toate apele sunt utile nouă, vezi? Da. Pe mine mă fascinează înțelepciunea asta foarte adâncă a autorilor anonim de bazme românești, care niște formule foarte scurte au criptat, au încifrat întreaga tot know-how-ul unui fel de viață și de simțire și de trăire care e atât de simplu încât noi fiind foarte complicați și cu cât devenim mai moderni și mai complicați, ne depărtăm de el. Dacă oricine poate să înțeleagă un principiu, înseamnă că acel principiu este corect, pentru că el este adresat tuturor. Nu este adresat doar intelectualilor, savanților și... Pentru că foarte multă lume se întreabă, doamne, cât de complicat e să utilizezi imunocubul? Păi, în primul rând, ca orice dispozitiv electric, are un cablu cu ștecher, l-am băgat în priză. Ce observăm? Avem aici un intrând, da? Tubulețul putem să-l atașăm în momentul în care purificăm apa și alimentele, dacă nu, îl lăsăm și purifică aerul. Și, bineînțeles, avem plus, minus și power. Adică putem să setăm, să mărim din 5 în 5 minute, 5, 10, 15, 20, 25, până la 30 de minute, sau putem să scădem, da? Ca și timp de funcționare, după care îl repornim dacă e nevoie și i-am și dat drumul. Este introdus aici frumos tubulețul cu difuzorul. Oh. Da? Avem difuzorul de aer purificat. Îl introducem în apă și urmărim ce se petrece. Iar eu pot să vă garantez că peștele este proaspăt, adică n-am luat un pește stricat pentru că altfel n-aș fi rezistat să stau atât de aproape de el. Ai menționat primul lucru, respirația. Al doilea lucru, acidifierea și toate bolile tumorale și așa mai departe, toate inabilitățile pe care le avem. Bun. Haideți să vedeți că foarte multă lume își pune problema, domnule, deci cum să-mi alcalinizez? Ce se întâmplă când mă acidific? Cum mă acidific? Păi mă acidific, toată lumea își pune problema că doar alimentar. Alimentar este foarte adevărat. Deci o alimentație bazată pe foarte multă proteină duce la o acidifiere. Deci dacă noi mâncăm predominant carne, carne, brânză, deci, ouă și așa mai departe, doar. Excluzând. Da. Cred că e important ca lumea să înțeleagă că de periculos este cantitatea asta de acid care depășește pH-ul nostru normal, dar aici pleacă până la urmă starea de sănătate, pentru că noi ne omorâm organele, neînțelegând că pe nivelul pH-ului pe care l-a dat Dumnezeu să fim sănătoși, e la 7,368 sau 7,4 ca să-l lămurim în chestia asta. Și atunci industria farma și-ar diminua foarte mult în profiturile astea care sunt ticăloase, mare majoritate dintre ele, dacă oamenii n-ar mai avea sau n-ar mai consuma, n-ar mai mânca, n-ar mai respira, n-ar mai gândi atât de acid. Și atunci e foarte simplu. Bă, alcalinizează-te, adică aduți principiile tot naturale într-un după care poți. Într-un mod înțelept, pentru că peste tot extremele duc la ceva rău. N-ai întâlnit așa ceva, deci orice e fiert în viața ta, nu ai întâlnit o spumă care, atenție, noi nu fierbem, aici e tot ureche. Dar noi și-am intervenit foarte repede, adică o spumă de asta la fierbere intervine după câteva ore. Nu e spuma aceea care iese la fierbere, pentru că la fierbere iese exact sângele care reiese din contracția mușchiului, pentru că când carne se încălzește prin fierbere, se contractă și atunci împinge restul sângelui care și el fierbe și se realizează această spumă maronie. Pe când această spumă reprezintă un amalgam din chimicale. Adică apa asta nici măcar nu s-a încălzit, este la fel de rece. Nu, apa asta rămâne rece pentru că este apă din robinet. Și această spumă reprezintă exact un spot din plastic, din chimicale, din hormoni și antibiotici care au absorbit țesutul
Sau da. Această carne, acest pește. Deja se simte un miros care nu e de pește, exact. Dar nu e niciun miros natural. Adică e ceva, da. Înseamnă că peștele ăsta avea ceva în el. Această spumă miroase foarte urât. Și începe când se va strânge, ea abia acum a început să iasă. Pentru da. Că abia acum aparatul imunocup a început să acționeze asupra cărnii. El funcționează molecular, intră în profunzimea cărnii și... Și în 30 de minute el reușește să elibereze... Chiar și în 20 de minute... Orice tip de carne și nu numai pește. Da, se recomandă carnea de vită, de porc, pește. Noi am făcut... Puiul ăla care pui, e plin de hormoni. Pui plin de hormoni, într-adevăr, și este spumă foarte mare la... Acest sistem neutralizează tot ce înseamnă. Deci tot ce înseamnă hormonii aduși, da, vaccinuri, toate pesticidele, toate fungicidele. Deci asta înseamnă că se pot purifica și legumele. Și legumele, fructele, legumele, absolut orice. Noi vorbim de zona bio, dar în realitate există mai bio, nu bio. Pentru că și bio, ce să faci cu un teren când ai ploaie acidă? Și ploaie cu tot felul de componente chimice. Ploaie aduce tot felul de chimicale. Și atunci tu nu ai dat tu pe teren, dar atmosfera ți-a adus. Și fructul, deja când e ploaie acidă, se impregnează și el. Nemai vorbind de toate chimicalele pe care... Nu e chiar bio, ceea ce cumpărăm, dar cu acest dispozitiv, deci cu imunocubul, noi avem niște avantaje absolut fabuloase. Deci noi purificăm și aer și apă, da? Și alimente cu un singur dispozitiv, deci el are garanție 10 ani de zile, deci 10 ani de zile orice-i păți la dispozitivul ăsta, în 24 de ore... Tu primești, nici nu aștepți altceva, dacă ai pățit ceva cu imunocubul, tu primești imunocub nou, deci nu aștepți să... Da, mulți clienți întreabă de ce garanție de 10 ani, nici companii mari de electronice puternice nu oferă garanție mai mare de 2 sau 3 ani, pe când imunocub are garanție de 10 ani, pentru că această garanție este exact garanție pentru toate echipamente cosmice. Deci echipamente cosmice, toată aparatura cosmică, ea pleacă cu garanție minim 10 ani, până în 30 de ani. Da. Și stația spațială internațională în sine are garanție și se știe că prin anii 25, se termină garanția ei. Sau... Trebuie schimbate toate componentele. Da. Deci și ea în sine are garanție. Toți cei care ne urmăriți și doriți informații suplimentare, deci aveți posibilitatea, vă stăm la dispoziție cu consultanță gratuită, puteți să sunați la numerele de telefon afișate și aveți consultanță gratuită pentru a înțelege cum să avem un stil de viață mai sănătos și cum să operăm în sensul ăsta. Ce ai zis tu, este foarte important, pe când prin respirație noi inspirăm aerul, dar de fapt noi bem apa, pentru că noi inspirăm în timpul zilei, adică în 24 de ore, noi inspirăm aproape 12 metri cub de aer. Acest aer conține un pahar de apă. 200 de mililitri. Atâta apă conține aerul care noi inspirăm într-o zi. Adică într-o lună de zile noi am băut prin plămânii 30 de pahare de apă. Și această apă, cum ai zis iarăși tu, contează foarte mult calitatea ei. Pentru că dacă această apă care noi inspirăm prin aer, ea este acidă, noi de fapt aducem boala prin inspirație. Noi nici nu bem, nici nu mâncăm, dar deja aducem boala prin a inspira. Dacă îmi permit să explic mai clar. Deci, în momentul în care se pune problema că mâncați ceva care nu este chiar adecvat din punct de vedere al pH-ului, imaginați-vă că întâi trece prin cavitatea bucală, apoi prin stomac, acidul mai face și acidul ceva și așa mai departe. În momentul în care noi inhalăm ceva care este toxic, se duce direct în sânge, pentru că alveolele noastre pulmonare, în plămâni, este direct în sânge. Și direct în creier, să totuși... Surpriza, să explic ceva. Toată lumea se gândește, bun, deci trebuie să mă alcalinizez. Se știe, toate verdețurile, toate legumele, acum nu toată lumea e pe legume și verdețuri non-stop, alcalinizează toate sucurile de... Atenție, dar și legumele alea, noi avem senzația că ele sunt foarte naturale, dar ele nu prea mai sunt naturale, pentru că acum, să mă ierte Dumnezeu,
Dar nici țăranul nu mai e țăranul ăla cu care suntem noi obișnuiți. Acum, dacă oricine are acces la un pliculeț sau la niște device-uri de accelerare a coacerii, creșterii și așa mai departe, adică vicează produsul natural pentru a-l face mai repede gata spre vânzare, tu poți să te păcălești fundamental. Să zici, doamne, dar eu mănânc sănătos, eu mănânc numai brocoli, mănânc numai mere problema, verzi, mănânc numai... Dar dacă alea sunt tratate, la ce face? La problema face? Cât casa pe care tu o spui. Totdeauna când este o problemă, întotdeauna apare o soluție. Iar pentru cele mai mari probleme pe care noi le avem în zilele noastre, aer, apă și alimente, inclusiv toate tipurile de tratamente chimice, toți hormonii, toate pesticidele și la nivelul peștelui, mai ales peștele oceanic, sunt plasticile care sunt în ocean și care sunt disruptor hormonal, deci sunt apropiați, creează senzația că tu ai fi sub tratament hormonal. Și o iei razna cu o grămadă de probleme. La toate aceste situații, reechilibrarea copiată după natură. Deci după natură, deci procesele care sunt în acest, te-ai întrebat ce este în acest da, da, asta e chiar... Procesele care se desfășoară aici, se desfășoară în atmosfera, deci în ionosferă de atâta timp. Dar dăm voie să-ți punctez ceva. Alergam după alcalinizare. E, alcalinizarea asta, dacă cineva o înțelege greșit și spune, deci trebuie să beau apă alcalină. Da, este bine să bei apă alcalină și pură și în viață. Nu contează doar apă alcalină sau alimente alcaline. Trebuie ca alimentele respective să aibă viață. Prin intermediul acestui dispozitiv, apa prinde viață. Deci studiat cu GDV camera, cu efecte Kirlian și așa mai departe, apa este în viață. Dacă dai unui animal apă de oriunde vrei tu și dacă dai apă tratată cu imunocubul, da, animalul se duce spre apă tratată cu imunocubul. De ce? Deoarece există un așa numit indiciu de oxidare. Un așa parametru. Apa din robinet, de regulă, are acest indiciu 300 până în 450, medie, pe plus. Plus 300 până în 450. Adică se oxidează mai repede de 3%. Această apă înseamnă apă acidă. Apa acidă. Este apa moartă. Deci, din povești știm. Deci, apa vie, apa moartă. Și această apă, care are indiciul de oxidare cu plus 300-450, cea apă care curge din robinet, înseamnă apa moartă. Este apa moartă, apa acidă. Pe când imunocub, el produce din apa aceasta acidă, apa moartă, prin reacția care produce acest aparat, obțineți doar în 10 minute apa vie, deoarece imunocub coboară acest indiciu de oxidare până la 270 minus, adică produce apa vie. Apa alcalină. Mai mult, procese de regenerare, de reîntinerire. Deci gândiți-vă invers. Cu acel plus, da, 300 sau 400, ce se întâmplă cu ființa dumneavoastră? Îmbătrânire accelerată. Exact. Boală și îmbătrânire accelerată. Suferință și îmbătrânire. Ce înseamnă pe minus? Înseamnă un efect de reîntinerire. Bazați-vă pe faptul că trebuie să beți o apă sănătoasă, deci o apă vie sănătoasă, să mâncați alimente care, culmea, prin acest transfer, prin această lucrătură cu apa, apa din alimente care și alimentele respective ale noastre sănătoase au tot 70-80% apă, da? Deci această lucrătură face ca apa din alimente să fie una vie sănătoasă și surpriza totală. Apa din aer să fie una vie și sănătoasă. Poate să fie un aer mort, exact, sau un aer viu. Deci nu numai e vorba de a purifica, de a neutraliza toate toxinele din aer până și la nivel ionic, ionii plus, care sunt ionii pozitivi, te aștept să fie ceva pozitiv. Doamne, sunt prea mulți și e rău. Asta se întâmplă la noi cu electromagneticele, cu plasticele, cu parte din acest experiment, constat un lucru paradoxal. Deși la început începuse peștele ăsta să dea din el, acum, în jurul nostru, a început să fie aer curat. Deci percepția directă a cuiva obișnuit să identifice direct. Deci direct influențele benefice și negative, imediat a detectat efectul. Așa este. Și acum, dragii mei, dacă urmăriți să alcalinizați ființa ca și contrapondere la tot ceea ce înseamnă acidifiere,
nu este doar să bagi apă alcalină cât mai mult. Nu. Că înainte de a mânca, nu bagi apă alcalină pentru că stomacul are nevoie de o aciditate ca să poți să bagi cu o oră, două înainte, să speli, să revigorești și așa mai departe. Nu bagi după ce ai mâncat. Iarăși, o oră, două, trei sau patru în funcție de ce ai mâncat, ca să nu strici procesul de digestie. Dar care este de fapt alcalinizarea cea mai rapidă și cea mai puternică pe care organismul... Și permanentă. Și permanentă. Respirația. Dragilor, vă recomandăm așa. Fiți conștienți și chiar faceți 10 minute pur și simplu la modul conștient exerciții de respirație completă. Abdominal, toracic, clavicular, expirați tot aerul din plămâni, inspirați lent, calm, cu aripioarele nărilor dilatate, rețineți un pic aerul ca să existe această tranzitare la nivelul alveolilor. E foarte important ca oamenii să înțeleagă că respirația e tot în trei, nu e în două, inspire, expire. Și apnea este apnea și... Apnea pe plin și pe vid pentru cei care sunt interesați de partea spirituală. Dar revenind, în momentul în care... Uitați, noi am tratat aici apa. Pardon, apa ca să tratăm alimentele. Dar... Orestea și remarcat că s-a tratat deja aerul. Ce s-a tratat? Ce s-a întâmplat cu aerul? Aerul, apa din aer, da, noi vorbim 50, 60 sau 40% apă în aer, s-a alcalinizat. Ce s-a întâmplat la nivelul plămânilor tăi și la nivelul direct al sângelui e cea mai rapidă formă de alcalinizare și de reechilibrare și de reîntinerire a ființei umane. Când spunem că este o șansă enormă pentru dumneavoastră să vă regenerați ființa, să reîntineriți procesele, să aveți o putere de concentrare, de luciditate pentru a lua decizii în tot ceea ce vă privește, avem nevoie de o minte lucidă, da? O stare stenică, să fiți fresh, să fiți plin de energie și sănătoși, să vizitați mai puțin medicul și spitalele dumneavoastră și familia farmaciile, noastră, ca și să fim cinstiți până la capăt. Acest dispozitiv, și puteți să sunați la numerele de jos, să obțineți consultanță gratuit în privința modului în care să opereze, modul în care să folosiți pentru sănătatea dumneavoastră, acest dispozitiv este salvator. Niciodată Dumnezeu n-a lăsat să ajungem în pragul prăpastiei fără să ne dea o soluție. 7 picături mari de cerneală și apa noastră din transparentă s-a făcut albastră închis, culoare albastru închis. Cu ajutorul dispersorului, deoarece imunocuf funcționează, purifică apa și alimente cu ajutorul acestui tub, care noi introducem în lichid, ca și în cazul peștelui, atât și în cazul apei, introducem acest dispersor în vas cu apa și setăm timpul la 10 minute. Dăm drumul la aparat și iată, ori este apa albastră, cum poți să observi și tu, complet albastră, cred că nimeni nu vrea să bea asemenea apa, e complet toxică, în afară de clor, metale grele ce poate să aibă ea, conține și 7 picături mari de cerneală albastră. Și vom vedea în cât timp această apă se va limpezi cu ajutorul acestui sistem. Acest sistem purifică aerul, apa și alimente. Oamenii întreabă frecvent, dar cum pricepem noi purificarea aerului? Aerul devine exact ca și în stațiune de munte. Da, da, că... asta e senzația, că exact, e, dintr-o dată aerul, se schimbă calitatea aerului din ăsta de oraș, că noi suntem aici în centrul Bucureștiului. Da. Miroase ca pe vârfurile Negoiu și Moldovean. De ce? Deoarece tocmai în vârful muntelui, pe lângă cascada, acest aer este alcalin. Și noi percepem că aer ușor de inspirat, aer plăcut. Chiar după furtună apare un miros ușor plăcut. Aer ozonat. Deci exact acest procedeu realizează acest monocup în casa dumneavoastră. Un singur aparat care purifică aerul, apa și alimente. Iată a trecut, niciun minut n-a trecut, așa arată apa la un minut. Deci se vede clar că apa a început să se limpezească. Urmărim experimentul. Pe când în fața ta tu ai întrebat ce e cu spuma aceasta. Eu o să rog pe Dan cu ajutorul furculiței să adune această spumă, care deloc nu e acea spumă care iese la fierbere. Această spumă are cu totul altă textură, după cum observi, seamănă cu... Seamănă cu un albuș de ou bătută. Un albuș de ou sau chiar pungă de plastic dizolvată în benzină. Ea iese densă, spuma densă, care când se adună pe furculița, e ceva între plastic și cauciuc. Oreste, când ai fiert tu ceva... Da, nu rămâne niciodată. Nu, spunem, când ai luat și tu spuma pe furculiță? Niciodată.
Da? Da, ia, e ia. Gumă de mesecat, da, pare. Nu, da. Te rog frumos. A, e, are aspect, ca să vezi că e, are aspect solid. E spumă solidă, care da. Se trage, care e cauciucată. Deci ai pus mâna pe o meduză da. În clipa asta. Da, nu e o senzație foarte, da. Foarte plăcută. Deci, este ceea ce oamenii mănâncă. Și atenție, nu e vorba doar de pește. Noi am făcut carne de pui, legume și așa mai departe. Peste tot, tot ce înseamnă absolut vaccinuri, hormoni, pesticide, erbicide, fungicide, plasticele din oceane, da? Da. Metalele grele. Deci nu orice carne formează această spumă, numai carnea contaminată. Și de regulă, multe experimente pe care am făcut noi formează această spumă. Boala noastră este că ne-am pierdut sensul, adică oamenii devin și depresivi și bolnavi și neînțeleși pentru că nu mai au sens. Sensul îl cuprinzi în timp. E foarte important să nu ne sinucidem pasiv, pentru că și o otrăvire programată a organismului și un dezinteres total față de calitatea aerului pe care îl respirăm și o nehidratare corespunzătoare și o stare mentală, sufletească, naturală, firească, asta de fapt ce fac? Accelerează, acidifiază cumva și noi dacă am fost programați să trăim 80 de ani, 90 de ani, 100 de ani, ca să avem timp să înțelegem toate mecanismele Universului. Să trăim fericiți și să le înțelegem prin propriul nostru filtru, că noi cădem în capcana că dacă citim 10 cărți avem senzația că am și înțeles lucrurile. Nu, exact. Lucrurile trebuie să ne devină și personale și atunci avem nevoie să trăim. De fapt ar trebui să murim sănătoși, nu bolnavi. Știu că, exact, știu că sună paradoxal. Și doamne, dacă murim, păi murim oricum. Păi da. Asta e clar că murim oricum. Cum important îți duci viața cât trăiești? Că dacă ne scurtăm timpul de experiență, noi de fapt ne sinucidem pasiv. Și noi știm că sinuciderea e un păcat, adică e o ratare a țintei. Păcat în limba greacă înseamnă ratare a țintei. Adică am ratat ținta, nu avem timp să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne cunoaștem între noi, să înțelegem mecanismele exact. Universale. Și atunci e foarte important să nu te sinucizi programat, dar nici să nu te sinucizi pasiv în care nu ești interesat deloc de starea ta de bine. Dacă ne uităm la carafa... Da, au trecut 5 minute, oprim experimentul. Carafa a fost otrăvită, Oreste. Deci din carafa aia n-ar fi... Iată cum arată această apă care a fost colorată cu această cerneală albastră. Apa a devenit complet transparentă, exact cum a fost inițial, decât că această apă... Noi chiar am gustat apa respectivă. Deci am rămas... A rămas fără clor, fără... Cerneala nu mai adică există. Nu e de ce ca exact gustul apei de ploaie. Apa de ploaie are un gust ușor dulceag. Perfect. Se simt, are o textură anume. Deci o apă vie, o apă pură. Deci după ce bagi chimicale, tu obții chiar și așa, direct. Da, această apă dulceagă înseamnă apă alcalină, pentru că apa alcalină are gust dulceag. Dar eu cred că toți cei care ne privesc acum sunt la vârsta la care măcar odată au gustat o apă de izvor curată de munte. Aia e apa. Nici o apă plată, nici o apă minerală, nici o apă îmbuteliată nu a reușit să reproducă cumva exact. Gustul ăla de apă care e cu adevărat vie. Apa aia cu gust de piatră peste care curge. De ce? Tocmai din cauza aceasta. Dan a vorbit bine că purificarea trebuie să fie efectuată pe trei nivele. Fizic, adică să fie îndepărtate impuritățile, trebuie să fie purificată sau și încărcată energetic, să aibă ea suport energetic, dar să fie purificată și informațional. Și această apă, acest aparat imunocup, el realizează purificarea pe toate trei nivele. Deci el elimină chimicale din apă, el încarcă această apă cu energie. Cum? Pentru că se realizează schimbarea la nivel molecular a apei și când noi consumăm această apă, în prima jumătate de oră după ce am încărcat cu acest aparat, se produce în corpul nostru, în interiorul nostru, ruperea moleculară, adică din O3, din molecula O3, se formează molecula O2 și O. Dar la rupere se produce cu o explozie de energie. Cu se eliberează de energie. 142 de kilojoule. Văd dacă am înțeles corect principiul de funcționare. Adică prin acest sistem, practic se bombardează, nu? Exact. Cu o frecvență foarte înaltă, aproape solară. 10.000 de volt și se produce exact fulger. Deci aceea se pară o întrebăciare. Și el practic, are mini-fulger, generator de fulger. Principiul de funcționare este o ridicare a frecvenței exact. Cu care este bombardat molecula apei, care se schimbă. Iar tot ce ține de rezidual, de
patologii, de informații nefirești, se oxidează. Dispar. Prin oxidare. Ce se petrece în interiorul aparatului? Se petrece ceea ce vezi tu în momentul furtunii. Furtuna, ploaie puternică, aerul este umid la maxim și apare fulger. Fulger, descărcarea electrică, care ce face? Modifică apa la nivel molecular. Adică formează molecule de O3. O3 care reprezintă ozon. Ozonul purifică absolut tot ce înseamnă microbiologic și tot ce înseamnă chimic din aerul nostru care noi inspirăm. Și atunci acest miros plăcut... Deci trecem de la oxigen la ozon. Da, da. Dar când noi am consumat această apă, inspirăm acest aer, se produce reacția inversă. Ozonul în corpul nostru se descompune în oxigen și încă într-un O cu eliberarea de energie. Deci noi beneficiem de energie, de viață, exact ca și cum bei dintr-un izvor viu, din ceva viu. Mănânci alimente vii, pentru că acum peștele, culmea, peștele care este aici, el are apă vie în textura lui, în țesuturile lui. Deci nu am scos doar toate otrăvurile pe care pur și simplu le și vedem. Otrăvurile sunt scoase la nivel fizic. Da, da. Uite-te, nu zine. Dar și peștele în sine, el acum nu este atât de acid ca și orice carne. El este deja mai spre alcalin. Exact. Acest pește devine mult mai benefic. Deci carne prelucrată cu acest aparat, ea se alcalinizează și carne se alcalinizează. Dacă aș vrea să prepară peștele ăsta, exact, important peștele este să elimin toată spuza asta mizerabilă. Exact, exact. Se clătește, da. Peștele se clătește și este bun de consum. Și carne de pui, e ca și cum ar fi fost pescuit dintr-o apă naturală. Exact. Părere, tu ce părere ai despre acest sistem? Cât de important este, de fapt, în utilizarea casnică? Păi, eu pornesc la un principiu foarte simplu. Dacă noi avem o mașină și vrem să obținem cât mai mult timp, avem mare grijă să o ducem măcar din când în când la o revizie. Ne ducem cu ea în service. Dacă noi ne putem atașa de un obiect exterior nou atât de mult că să începe să avem grijă de niște fiare, mi se pare absolut stupid să nu fim interesați de propria noastră mașinărie. Și atunci dacă noi ne ducem în service cu obiecte, ne ducem să ne ajustăm hainele la croită, domne, ne ducem la medic să ne resetăm pe starea firească. Dacă am avea cu toții acces, și acum o să vă pun o întrebare, probabil că e scumpă tehnologia asta de moment ce e atât de sofisticată, să-mi spune și asta, că sunt curios, dar eu cred că dacă cheltuim banii pe tot felul de lucruri care ne aduc moartea, nu? Țigări, droguri, alcool și tot felul de chestii. Când vine vorba de propria noastră sănătate și de propria noastră stare de bine, nu suntem interesați. E un lucru pe care nu-l pot înțelege, adică nu are niciun fundament logic. Adică să fiu interesat să cheltuiesc banii pe lucruri care mă omoară, dar să nu fiu deloc interesat să mă păstrez cât mai aproape de scala aia pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu când a făcut întreaga creație. Adică acum, de asta mi se pare că e foarte interesant că avem și noi în sfârșit acces după atâta mare de vreme la tehnologii și ale sănătății. Mă bucură din ce în ce mai mult că reușim să discutăm și despre tehnologiile vieții, ceea ce înseamnă că undeva, pe undeva, se echilibrează lucrurile. Sper. Și cum tu ai întrebat cât costă acest aparat, el costă 382 de euro cu reducere. Asta înseamnă timp de 10 ani, pe an, prețul lui este 38 de euro. Înseamnă... Pe lună înseamnă 3,5 euro. Înseamnă o cameră de hotel într-o noapte, la un hotel de 5 stele, exact, undeva pe un litoral mai rafinat. Așa. O noapte. Eu vă spun sincer, mă așteptam să-mi dați o cifră de 4. Când a zis de 3, deja mi se pare interesant. Și atenție, garanție 10 ani de zile, cu servisare directă prin schimbarea aparatului, nici măcar nu aștepți, nu, nici la mașini. Și la mașini îți dă una de înlocuire până la mașinile. Să știi, uite cum e mintea pregătită. Eu mă așteptam să ziceți la peste 1000 de euro, la 380 și de euro. Deja cred că nu e vorba doar de o persoană, întreaga familie, cei la care ținem, pe care iubim, copiii noștri, mamele, părinții, toți pot beneficia. Deci un singur aparat deja avem toate aceste beneficii. Încă un amănunt despre care tu nu știi, că acest aparat nu are consumabile. El nu are consumabile. Foarte funcționează important, fără consumabile. Aparat, priza și atât.
Adică nu e, necesită alte investiții. Și dacă investiții. În ăștia 10 ani mi se strică filtrul ăsta, îl primesc... Primesc gratuit. Orice este asigurat gratuit. Timpul emisiunii noastre este limitat. Dragii mei, dacă ați înțeles tot ceea ce am urmărit să venim în sprijinul sănătății dumneavoastră, sunați acum la numerele afișate, primiți consultanță și sprijin gratuit pentru a înțelege mai departe cum să folosiți imunocubul și cum vă puteți ajuta în viața dumneavoastră și a familiei dumneavoastră să deveniți mai sănătoși, mai capabili din toate punctele de vedere. Îi mulțumim lui Oreste și îl rugăm și să se alăture nouă să discutăm, că nu a fost suficient timpul pe măsura ceea ce ne-am propus. Vă mulțumim pentru atenție, multă sănătate vă urăm și ne vedem săptămâna viitoare. O seară frumoasă! O seară frumoasă! Device-ul acesta Torsor original, să știți că funcționează. Pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el, până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privința, da, cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult. Somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser. L-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și... Știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize, noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, de când am torserul, n-am mai fost la urgență, niciodată. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului.